Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă ediție Bezei Live. Foarte frumos spunea un poet faptul că artele sunt ca niște găuri în pereții raiului, iar noi avem ocazia să tragem cu ochiul la ce se întâmplă pe acolo. Ei bine, astăzi tragem cu ochiul la ce se întâmplă la Chișinău, mai precis la Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu din Chișinău. Vorbim despre activitatea acestei instituții, singura instituție lirică de altfel din țară, singurul teatru de profil. Vorbim despre programul pe care îl are până la finalul anului, despre cum a traversat pandemia și cum o face încă, bineînțeles, și despre cariera artistică pe care o are invitatul meu. Stăm de vorbă cu domnul dirijor Nicolae Dohotaru, directorul artistic al Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu din Chișinău. Bună ziua și vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua și vă mulțumesc pentru această invitație. E pentru prima oară și e foarte plăcut pentru mine. Sunt atât de multe lucruri despre care vreau să discutăm astăzi, încât nici nu știu cu ce să încep. Dar haideți, tocmai pentru cei care ne urmăresc, să le faceți o succintă prezentare privind activitatea teatrului. Când a fost înființată opera? Cum au fost momentele pe care le-a traversat în decursul anilor? Opera de la Chișinău este documentată din anul 1957, noiembrie, și pe parcursul anilor, sigur că a avut mai multe perioade de în existența ei. La început, opera activa împreună cu Teatrul Național de Dramă. Uh-huh. Era în altă clădire. Acum este numai unde se află acum Teatrul Național Mihai Eminescu. Pentru opera a fost construită o clădire mai modernă pe care o cunoașteți și dumneavoastră. Și de atunci activăm în această clădire. Dacă nu greșesc, din anul 1980. Am înțeles. Câți angajați are teatrul? Astăzi avem angajați mai bine de 500 de persoane. Oh, ok. Este o echipă mare, dar noi știm că a fost și mai mare această echipă. Le place tuturor cuvântul ăsta, optimizare. A fost și aici o mică optimizare și am devenit mai puțin decât a fost la început. Important este performanța pe care o are și știu că se poate verifica acest lucru foarte ușor prin calitatea spectacolelor, prin numeroasele turnee internaționale pe care le organizează Teatrul de Operă din Chișinău. De când sunteți dumneavoastră dirijorul artistic și cum se împacă cele două meserii? Dacă o să urmăriți și o să studiați istoria operei de la Chișinău, o să observați că acest teatru și echipa de creație a fost una dintre rânduri teatrelor de renume din fosta URSS. Și desigur că acum avem această misiune de a duce ștafeta mai departe și de a păstra acest teatru, de a păstra echipa de creație în condițiile deloc ușoare, condițiile noastre contemporane. Avem un repertoriu foarte, foarte mare de operă și balet. Țin minte că erau opere care la Chișinău se jucau în scenă și în alte teatre mari naționale nu se jucau. Deci, dar iarăși, acest lucru a avut loc, într-un simplu motiv. Nu numai că echipa avea această posibilitate profesionistă de a juca orice spectacol în scenă, dar că în scenă și în teatru o aveam pe Maria Bieșu. Maria Bieșu, cred că datorită cărei aș înflorit acest repertoriu al operei naționale. Și dacă mă întrebați
de când sunt la teatru, sunt din anul 1990. Dar o perioadă am activat paralel la Institutul de Arte, fiind șef de catedră o perioadă, și paralel activam și la Opera Națională, după care trebuia să aleg ori pedagogia, șefia catedrei sau Opera Națională. Și desigur că am ales Opera Națională. Uh-huh. În calitate de dirijor, activez din 1990, ca și titular din 1996, la început venisem proaspăt de la Moscova, unde făcusem studiile, și eram asistent dirijor, munceam alături de maestru Alexandru Samoilă, Albert Mocialov, Lev Gavrilov, Ion Enache, și țin minte pe atunci, la începuturile acestei cariere de dirijor, am fost și invitat pentru prima dată la festivalul Marie Bieșu. Pe atunci se numea Vă invită Marie Bieșu. Uh-huh. Și primul meu spectacol pe care l-am dirijat în cadrul acestui festival a fost opera Cavaleria Rusticană. Și a fost un spectacol pentru mine emoțional, deoarece trebuia să dirijez un spectacol unde protagoniști erau Ionel Voineac, de la Opera din București, Maria Slătinaru, mare cântăreț ai României. Și eu, un dirijor începător, desigur că am depus toate eforturile ca să fie un spectacol bun. Și de atunci, în fiecare an, particip la acest festival. Și nu numai că particip, dar și contribui la organizarea acestui festival. Mm-hmm. Aș vrea să mă leg puțin de faptul că ați spus că este un repertoriu vast la Teatrul Național de Operă și Balet. Repertoriu care nu se găsește deseori în România. Și un alt lucru pe care l-am remarcat este faptul că aici, în România, există tendința să se meargă foarte mult pe colaborări. Colaborări externe cu soliști, invitații din alte teatre, din alte țări chiar. Pe când la Chișinău, în Republica Moldova, se joacă mai mult cu cei de-ai casei. De ce credeți că există această practică aici și de ce se păstrează bucătăria internă acolo la Chișinău? E o practică mai veche, dar e o chestie și pur juridică. De ce? Pentru că și eu colaborez cu operele din România, deosebit cu... Am dirijat și la Cluj, la Timișoara, Opera Tosca, la Cluj, am fost și colegii de la Cluj, am fost în Elveția în turneu, mai des am dirijat la Brașov, Constanța, cu părere de rău, încă nu am ajuns la Iași. Paradoxal, deși ar fi cel mai aproape. Da. Problema e că în trecut operele se jucau și se interpretau la Chișinău în limba rusă. Aha. Mai apoi s-a decis toate operele să fie interpretate în original. Și aveam soliști de ajuns pentru a ține acest repertoriu și a-l menține permanent. Cu atât mai mult că la Chișinău se jucau operele clasicilor ruși. Iolanta, Evgenie Onegin, Dama de Pică, Mireasa Țarului și așa mai departe. Da, da, da. Dar, după câte știu eu, nu era o posibilitate juridică, din punct de vedere juridic, de a invita pe cineva din străinătate, pentru că nu era articol de remunerare, pentru remunerare. Ceea ce există la operele din România. Dumnealor au un articol special pentru colaborări, de unde pot finanța aceste colaborări. Și noi nu le avem, ba nu le avem nici până în ziua de azi. Deci dacă invităm pe cineva, atunci administrația sau direcția
directorul administrativ, directorul general, găsește o modalitate, desigur, în limita legii, ca să fie remunerați cei invitați. Acum practicăm acest lucru. Au cântat mulți invitați la Chișinău și de la Opera din Iași și tenorul Florin Guzgă a cântat la Chișinău, a cântat mai recent baritonul Lucian Petrean, okay. Sorin Lupu de la Cluj, au cântat soliști la Opera din Chișinău. A dirijat maestrul Tiberiu Soare de la Opera din București. Deci, încet, uh-huh, practicăm și acest lucru la Opera din Chișinău. Uh-huh. Totuși, echipa teatrului, echipa de soliști, corpul artistic, este suficient de echilibrat, nu? Încât să se poată asigura toate rolurile. Ca să fiu sincer, în aceste zile mai grele, cu soliștii care avem, încă nu putem acoperi tot repertoriul, în special cel dramatic. Dar asta e o problemă nu numai pentru opera de la Chișinău, dacă observați, se duce o lipsă de soprane dramatice, lipsă de tenori dramatici și în alte teatre din lume, numai la Chișinău. Este nu că o tendință, dar este o chestie de, probabil, de pregătire a soliștilor și sunt mai mulți soliști lirici care apoi devin lirico-dramatici pe parcursul vieții, pe parcursul carierii. Înțeleg. Cum ați defini publicul de la Chișinău? În raport cu opera. În raport cu opera, publicul de la Chișinău este foarte prietenos, foarte prietenos și avem o susținere foarte mare, foarte mare. Apropo, indiferent de vârstă. Dacă eu am observat acest lucru în străinătate, vin mai multe persoane de vârsta a treia la operă și balet. De când la Chișinău putem să ne bucurăm că avem de toate vârstele, de la elevi și până la bunei, părinți, și asta ne bucură. Atâta doar că acum pandemie ne încurcă să umplem sala. Dar dacă e 50%, tot nu e rău. Ca să menținem nivelul profesionist al trupei și totodată, cum ziceam noi, să mai iasă lumea din casă, să mai vină la operă, să mai vadă ceva, să audă ceva frumos. Au fost și vremuri în care restricțiile au fost și mai aspre și atunci știu că ați susținut spectacole, ați susținut concerte fără public în sală, ci doar în regim online. Cum ați simțit acele momente? Cum a fost pentru dumneavoastră să nu primiți energia publicului? Prima dată, primul spectacol care l-am susținut online și cu câteva opere prescurtate sau mai râdem noi zicem ciopărțite, pentru că era imposibil să prezinți o operă de 3 ore sau 2 ore. Era strict interzis și mi se permitea o oră, maximum o oră, 20 de minute. Și când nu simțeam acea căldură de la public, sigur că nu orice putem reda în cuvinte. Era o senzație foarte grea, apăsătoare, o senzație, chiar dacă era o operă și mai veselă o operă, în spate simteai o răceală, o răceală. Nu cred că a fost cele mai frumoase, cele mai bune sentimente, dar trebuia și de înfruntat și aceasta. Trebuia. Am văzut și eu la repetiții oameni care râdeau, dar o făceau cu masca pe față, bineînțeles, și li se vedea numai expresia ochilor. Cum ați reușit să vă acomodați cu acest stil de a dirija cu masca pe față, când totul este în a transmite emoția și a se observa expresia feței?
Să vă deschid un secret. În perioada aceasta de un an de zile cât s-a lucrat la operă, online sau cu sala la 25, la un sfert, la 25%, la 50% în scenă, s-a lucrat la spectacol fără mască. Fără mască și slavă Domnului și mulțumim tuturor artiștilor care au fost foarte disciplinați pe acest parcurs și până în ziua de azi, în teatru nu am avut focar. Nu am avut focar. Deci cazuri au fost, sigur, și eu în același număr de oameni care au trecut prin aceste emoții negative. Dar la operă nu am avut focar și aceasta se datorează faptului că, cred eu, a fost un program mai special de lucru. Orchestra lucra numai la o singură oră, corul la altă oră, baletul la treia oră. Și practic făceam în așa mod ca să nu se întâlnească unul cu altul la operă, să fie cât mai puțin. Se întâlneau la repetiția generală și iarăși numai cei care se simțeau bine, toată lumea știa că dacă simte ceva, o incomoditate, rămânea acasă. Chiar dacă era sănătos, mai bine să rămâi acasă. Și în așa mod, probabil că am depășit această etapă. Dar totul continuă, părere de rău, și eu văd că toți au început să fie așa mai liberi, parcă, dar nu cred că e bine. Sigur. Această disciplină oară trebuie să fie permanent. Pentru că o libertate așa, știți, nemeritată, deci, ne poate costa mult. Într-un moment. Da, și riscăm să ne întoarcem în acea perioadă în care a fost blocată toată activitatea tuturor instituțiilor, tuturor domeniilor de activitate. Cum a fost pentru un solist, pentru un balerin, pentru un dirijor să nu activeze? A fost foarte greu. O perioadă nu am activat când a fost un lockdown general. Nu am activat și pentru soliști a fost foarte complicat pentru că a trebuit o perioadă mai lungă de a reveni încet. Apăruse o frică, apăruse o instabilitate. Singur soliști îmi povestea cu maestre, nu simțim vocea noastră, parcă noi suntem de o parte și vocea e de altă parte. Un lucru foarte greu de imaginat. Același lucru și cu artiștii de balet. Vă imaginați că nu se ocupă măcar într-o singură zi, ca și un gimnast care face performanță, care se pregătește pentru olimpiadă. O zi, două, trei, o săptămână nu s-a antrenat și atunci face mai departe. Așa și cu artiștii de balet. A fost bine că în această perioadă echipa de crease și tot teatrul a fost remunerat. S-au păstrat salariile, fără oarecare, fără adaosuri, fără premii diferite, dar salariul a fost păstrat. Și cred că și aceasta a fost o mișcare bună, pentru că dacă mai era și salariul în jumătate sau la un sfert, atunci cred că era și mai greu pentru echipă, era riscul să și pierdem din soliști, din artiști de orchestră, din artiști de balet, un lucru inevitabil, pentru că omul trebuie să caute mijloc de existență. Și oricum mi se pare că este o provocare pentru teatru de a-și menține artiștii pe care i-are, pentru că opera are un limbaj universal și până la urmă opera poți face oriunde, dacă un actor nu poate, să spunem, să părăsi țara sa pentru că este legat de această barieră lingvistică. În cazul operei nu este la fel. Poți cânta oriunde pe planeta aceasta. Există tentația aceasta în rândul soliștilor?
de a pleca spre alte țări, spre alte instituții mari? Această tentație, sigur că există. Sau altfel spus, ce-i ține la Chișinău, la Teatrul de Operă și Balet? În primul rând, e greu să te desprinzi de casă, să pleci de acasă de o perioadă. Dar eu mă bucur când tinerii artiști colaborează cu alte teatre din lume. E un schimb de experiență, e o creștere. Nu pot sta numai la Chișinău, numai la operă, cu atât mai mult că este numai un singur teatru. Și până la urmă, ei nu au la ce se raporta sau la cine se raporta în permanență. Eu salut această activitate, numai că și acolo sunt cerințe foarte mari și cerințe foarte mari și nu chiar toți pot să activeze în diferite teatre ale lumii, pentru că trebuie să depui muncă și iar muncă. Cred că ține la Chișinău și repertoriul pe care îl avem. Un repertoriu foarte mare. Poate să-și facă așa un bagaj, să zicem, să aibă un bagaj de roluri, mai multe roluri decât ar putea face în alt teatru. În alt teatru trebuie să vii, să fii pregătit, să demonstrezi că ești bun pentru ceva și după câteva repetiții să ieși în scenă. La Chișinău le se permite, au ore individuale, au ore cu dirijorul, ore cu regizorul, au posibilitatea să pregătească mai multe roluri. Mai multe roluri. Și dacă chiar și pleacă pe undeva, mai cântă, sigur că se întorc cu drag acasă. Sigur că remunerarea, să spun așa, un pic artistic, lasă de dorit. Lasă de dorit. Și cred că tinerii care, într-adevăr, au un nivel profesionist ridicat, cred că își vor găsi locul în alte țări și în alte teatre. De altfel, nu facem noi excepții. Este o tendință pentru tineri în toate domeniile. Unde e mai bine, unde este remunerat. Pentru că oricum viața merge înainte și fiecare trebuie să-și creeze, să aibă o stabilitate, trebuie să aibă o familie. Vorbind în special despre soliștii de operă și artiștii de balet. Este de balet. Spuneam la începutul emisiunii, chiar în deschidere, faptul că arta este ca o portiță spre rai, pe care putem pătrunde noi, fiecare dintre noi care asistăm la orice formă de artă. Totuși, este arta o cenușăreasă în Republica Moldova? Nu îi se acordă sau îi se acordă locul cuvenit? Din punctul meu de vedere, nu prea se acordă atenția cuvenită. Și eu vorbesc nu de cultură în general, vorbesc în special acum de arta academică. Arta academică, fie muzicală sau fie de coreografie, pentru că de ce fac această specificare? Dumneavoastră știți foarte bine câți ani trebuie să, în câți ani se pregătește un artist de balet. În câți ani se pregătește un solist care ar putea cânta la operă? În câți ani se pregătește un instrumentist care ar putea cânta într-o orchestră simfonică sau într-o orchestră la teatrul de operă? Sigur, deci, sunt anii aceia de formare, după care pregătirea este continuă toată viața. Toată viața, dar practic acești copii sunt lipsiți de copilărie. Da. Ei permanent învață. Dar trebuie să ajungă undeva în vârful piramidei și ei să știe că ajungând în vârful piramidei este opera, este orchestra simfonică, orchestra de cameră, ajungând în vârful piramidei, el se poate să se consacre mai departe acestui gen de muzică, acestui gen de artă și fiind nu numai deci
lăudați prin Facebook, prin presă, prin cu un ordin, cu medalii, ceva, dar are o stabilitate financiară care ar permite să se consacre. Pentru că ei nu mai au altă activitate cum au oameni din alte domenii. Atunci, dacă ei nu simt acest lucru, sigur că ori scade nivelul profesionist, ori își găsesc o altă activitate. Și cea mai mare tragedie poate fi că aceste colective academice, pentru ei, pentru unele persoane, poate deveni un hobby. Da, da, da. Și nu o sursă de existență, nu un loc unde este a doua casă. Și trebuie să contribuim ca aceste lăcașe, păi este filarmonica, cum este opera națională, trebuie să fie a doua casă pentru fiecare artist. Știu că în opera se spune că dirijorul... Vă rog, vă rog, continuați dumneavoastră ideea. Știu că nu e ușor, trebuie să investiții, dar dacă vrem să fim în rândul țărilor civilizate, atunci trebuie să ne gândim și la acest lucru. Și poate și în primul rând la acest lucru, pentru că omul are nevoie de cultură pentru a merge mai departe și a activa și în alte domenii. Absolut. Și inclusiv cei care activează în alte domenii au nevoie de cultură pentru a găsi, nu știu, sursa de bună dispoziție, de energie, motivul de bucurie până la urmă. Știu că în operă se spune că dirijorul este precum Dumnezeu. Dirijorul este cel mai important dintr-o operă, dintr-o instituție lirică. Așa este și de ce? Un pic voi spune altfel. Vă rog. Vă imaginați dumneavoastră dacă am în fața mea această partitură. Se vede, da? Da, da, da. Această partitură de Giacomo Puccini, Manon Lescaut, cum poate fi dirijorul Dumnezeu? Dumnezeul este Giacomo Puccini. Și punct. Dirijorul este Giacomo Puccini sau Georges Bizet sau Giuseppe Verdi, sau Piotr Ilich Čaikovski, ei sunt Dumnezei. Noi să avem măcar bună intenție și bună pregătire să transpunem în viață și să studiem ceea ce au scris ei. Nu trebuie să adăugăm ceva de la noi, dar să avem atâtea studii, atâtea cunoștințe care ne-ar permite să pătrundem în esența fiecărei partituri. Dar în partitură e scris tot. Și pentru dirijor, și pentru regizor, și mai departe pentru orchestră, solist și balet. Asta e, acolo este rar. Compozitorul este Dumnezeu. Dar din punct de vedere practic, desigur că dirijorul este persoana care, studiind minuțios partitura, trebuie să găsească locul fiecărui compartiment, să le îmbine, ca până la urmă să apară, să fie un tot întreg. E un tot întreg și sigur că de dirijor depinde pregătirea nivelului profesionist al orchestrei, soliștilor, a aduce în scenă concepția compozitorului. Mai sunt dirijori care zic că asta e concepția mea. Nu cred că e corect. Nu cred că e corect. Concepția dirijorului trebuie să fie în așa măsură ca să înțeleagă toată lumea ce dorește, ce vrea să spună. Fie prin cuvinte, fie prin mimică, fie prin privire, fie printr-un gest, dar asta necesită o muncă aparte, 24 din 24 de ore pentru dirijor. Să ai ce spune echipei, să ai ce spune orchestrei, să ai ce spune soliștilor. Și atunci nu trebuie să vorbești prea mult. Totul e clar. Asta și e funcția dirijorului. Și desigur că ei zic că de aici apare această poziție a cuiva, că dirijorul este Dumnezeu. Da, când stă la pupitru, dirijează spectacolul, sigur că ți se pare că el conduce cu tot ce se întâmplă în scenă și pare a fi
pare a fi Dumnezeu. Dar dirijorul știe că Dumnezeu îl privește de sus. Privește de sus și îi poate pune și nota. Cu cine pune nota? Georges Bizet își pune nota sa și noi, fiind la pupitru, nu avem mai puține emoții decât au cei care sunt în scenă. Fără emoții nu poți face nimic. Întreaga echipă, cum ați spus dumneavoastră, se raportează la dirijor. Dar publicul? Cum s-a schimbat de-a lungul timpului percepția publicului cu privire la maestru, la cel care se află la pupitru? Vreau să zic că, din punctul meu de vedere, publicul totuși pe parcurs a început să înțeleagă rolul dirijorului. Uh-huh. Știu că în anii trecuți, mulți ani în urmă, nimeni nu înțelegea de ce trebuie să fie acolo un domn prezentabil îmbrăcat într-un frac cu o baghetă în mână care tot indică stânga-dreapta la întâmplare. Așa se gândea colectiv. Mai și stă cu spatele la noi. Exact. Au fost pe timpuri și cazuri destul de haioase, așa să zicem. Ajungeau până la comedie, când veneau din... A fost cadru când venea din sală cineva și îl bătea pe umăr pe dirijor și îi spunea să dea la o parte că nu vede scena sau nu vedeți. Au fost și cazuri așa. Se povestește printre dirijori. Dar pe parcurs, totuși, lumea a început să înțeleagă pentru ce trebuie dirijor. Care este funcția dirijorului atunci când stă în fața unui colectiv. Și cum se raportează colectivul la ceea ce face dirijorul. Și dacă gestul dirijorului, privirea dirijorului corespunde cu dramaturgia spectacolului, atunci chiar totul e clar. De gestul dirijorului depinde mult ce se întâmplă în scenă. Și spectatorul observă acest lucru. Uite ce a făcut dirijorul și imediat ăștia din scenă au reacționat. Uite ce a făcut dirijorul și uite orchestra a reacționat. Și încetul cu încetul a început să înțeleagă pentru ce trebuie dirijorul în fața colectivului. În ce constă puterea unei mari orchestre? Și a unui mare dirijor, desigur. Îmi pare că puterea constă în a înțelege și a reda lucrurile simple. Lucrurile simple e câteodată tot mai greu de înțeles. Uh-huh. Se concentrează la materie superioară fără a înțelege că totul e mult mai simplu și mai ușor de perceput. Dar pentru a ajunge la aceasta, trebuie să muncești foarte mult ca să găsești acel simplu, pentru că spectatorul asta dorește. Asta dorește, să fie lucrurile pe înțeles. Lucrurile, fie ele de comedie, fie de dramă, ele trebuie înțelese și foarte simple, pentru ca el să înțeleagă de ce a venit la operă, ce a găsit la operă, ce a văzut, ce a simțit la operă și cum poate el să povestească ce a văzut. Pentru că deseori poate ieși de la operă și aici a avut niște sentimente, dar dacă îl rog să povestească ceva, el nu poate. Da, se întâmplă da. Așa. Ar fi bine, ieși de la operă, se poate reda. Se poate reda ce a văzut, ce a simțit. Dar pentru asta și orchestra și dirijorul trebuie să muncească foarte mult. Foarte mult. Și să fie convingători în ceea ce fac. Și orchestra și dirijorul. Uh-huh. Pentru că dacă poți să fii cât de mare actor în fața orchestrei, câteodată până la elemente de clovn, dar totul va fi superficial și se va înțelege că nu ai pătruns în esența lucrurilor simple, ca să fie clar pentru toată lumea. Dacă spectatorul amator își poate da cu părerea după un spectacol cu privire la soliștii care au cântat, dacă i-a plăcut, dacă nu i-a plăcut, dacă un solist e mai bun decât altul, când vine vorba despre dirijor, nu prea am auzit astfel de discuții.
Cât e de important pentru public să distingă specificul unui dirijor față de altul? Pentru publicul pregătit, dacă vine de câteva ori la același spectacol sau poate chiar nu la același spectacol, și atunci publicul poate înțelege cum reacționează colectivul și cum redă dirijorul materialul din partitură, cum conduce practic dirijorul această operă care pare un film și care se interpretează o singură dată. Da. O singură dată în viață. Probabil că același dirijor mâine va dirija altfel și va fi altă operă. Și așa mai departe. Eu cred că dirijorul, publicul înțelege când dirijorul muncește și înțelege ce face, și când dirijorul stă și bate măsura, cum zicem noi, bate tactul, bate măsura și nimic mai mult. Înțelege foarte bine. Da. Numai că dirijorul, a spus dumneavoastră despre public că vorbește, poate da apreciere, poate vorbi de un solist, a plăcut. Aici și toată povestea, că publicul spune ce i-a plăcut și ce nu i-a plăcut. Când dirijorul nu poate spune așa ceva. Dacă nu i-a plăcut dirijorului ceva, trebuie să spună de ce nu i-a plăcut și cum ar fi să placă și ce trebuie de făcut ca să placă sau ca să ajungi la performanță și metodele care sunt. Pentru că ceea ce observă, dirijorul privește altfel și aude altfel decât publicul. Și deseori vine în contradicție cu publicul, la 100%. Că publicul i-a plăcut, publicul aplaudă, bravo, bravo, și mai departe, pe când dirijorul pleacă, iese din fosă, nemulțumit de ceea ce a fost în scenă, într-un moment sau altul. Și de aici vine și funcția dirijorului. Fiecare în parte, nu poți să faci adunare sindicală, fiecare în parte, să-ți spui păstul, să spui ce n-a fost bine, nu ți-a plăcut, că nu ți-a plăcut, dar ce n-a fost bine, de ce n-a fost bine și cum ar face, ce am face noi ca să fie bine pe viitor. Și pentru cel care cântă în scenă, pentru că deseori e cântă în scenă, dar nu fiecare aude ce cântă în scenă. Da. Se întâmplă să fiți vreodată mulțumit 100% de un spectacol după ce l-ați încheiat? 100% nu cred. Pentru că 100% nu cred, măcar din simplu motiv că am pretenții și la mine personal, chiar și din spectacol. Ce fel de muncă presupune? Ce fel de căutare presupune munca de dirijor? Care sunt frământările? E un lucru foarte greu, pentru că instrumentul dirijorului este orchestra, este corul, sunt soliști și așa mai departe. Deci nu poți face repetiție antrenându-te tu să înveți împreună cu orchestra, corul, soliști și așa mai departe. Dacă un instrumentist poate exersa ore întregi, până nu ajunge la perfecțiune, dirijorul trebuie să studieze de unul singur. Și atunci trebuie să studieze nu numai arta dirijorală ca și o formă, ca în forma ei fizică, de gest, mimică, ci trebuie să studieze foarte multe obiecte din ciclul muzical, adică forma muzicală, literatura muzicală, istoria muzicii, în general, polifonia și așa mai departe, dramaturgia, elementele de regie care sunt pentru o operă și totul trebuie să fie făcut, o faci de unul singur. Studiezi de unul singur. Cel mai mare ajutor îți poate fi pianul.
cel mai mare ajutor îți poate fi pianul. Dar când vii la repetiții, trebuie să te încadrezi într-un timp limitat. Fie 3 ore, fie 4 ore, fie 3 ore dimineața, 3 ore seara. Ești limitat. Și atunci, colectivul, orchestra în special, orchestra, înțelege cum, dacă acest dirijor este pregătit pentru repetiții sau nu este pregătit. După primele 5-10 minute, de acum orchestra înțelege cine stă în fața ei. Mm-hmm. Care este unul dintre cele mai emoționante momente pe care le-a trăit în fosă sau pe scenă și cum a arătat el? Au fost câteva momente așa pe care le țin minte. Primul moment a fost, desigur, că primul meu spectacol, primul care a fost Traviata și primul balet Lacul Leminelor, 1992. Astea sunt, vor rămâne pentru toată viața. Pentru că tânăr fiind atunci, după primul spectacol, am plecat în turneu în Italia, cu opera de la Chișinău, cu baletul Lacul Lebedelor. Neavând experiența cea mare cum ar trebui să fie pentru a dirija acest spectacol. Dar și asta, desigur, că rămâne. Al doilea moment a fost când am dirijat pentru prima dată în Albert Hall, în Londra, împreună cu colectivul artistic de la Chișinău. A fost un moment foarte emoțional. Și desigur că acum mai recent a fost spectacolul Macbeth din cadrul festivalului Marie Bieșu, pe care l-am dirijat și eram într-o formă deloc ușoară fizică, dacă trebuia de dirijat acest spectacol. Ca să nu mai deschid paranteziile, vă imaginați, în perioada aceasta, care poate fi forma fizică. Am înțeles. Iată ce vă întreabă cineva pe pagina noastră de Facebook. De ce orchestra sună mai bine ca nicăieri din România, la niciun alt teatru din România? În Chișinău sună mai mult mai bine orchestra, balerinii sunt mult mai bine pregătiți, soliștii cântă mult mai frumos. Cum se explică? Este vorba despre influența școlii rusești? Întrebare din partea unui urmăritor. Da, eu nu aș fi atât de categoric, pentru că am dirijat și la Cluj, și la Brașov, și la Timișoara, desigur că când am fost cu orchestra, în turneu cu orchestra din Odessa, ce am observat eu, desigur că este vorba de practic două școli interpretative care le observ. Școala germană și școala rusă. Am observat acest lucru pentru că când dirijam aceleași spectacole, aceleași opere, noi la Chișinău probabil că suntem un pic mai romantici. Și probabil că din această cauză, dar e o chestie și de caracter, e o chestie de stil de viață, de existență, și deseori chiar acest romantism ne și încurcă. Da. Dar în orchestrele din România persistă această precizie, această școală germană. Și e foarte interesant. E totul mult mai pragmatic? Mai riguros? Un pic mai pragmatic. Aha, înțeleg. Dar un pic mai pragmatic. Pe când la Chișinău, deseori, deasupra iese emoția. Da, este mai liric. Este un pic mai liric. Mai ludic. Mai liric și atunci diferite scene din spectacole au alt sens. Da.
Dar ceea ce ține de soliști, pot să zic că solistul, dacă cântă, dacă are voce bună, cântă bine peste tot. Dar ce place mie la soliștii din teatrele din România, îmi place dicția, îmi place expresia. Pentru că depinde și de, depinde de limbaj, depinde de ce limbă se vorbește în general în țară. Și când apare scenă, asta, deci nu face excepție. Mulți cântăreți de la noi au voce foarte frumoasă și au fost la concursuri internaționale și în ultimă instanță pierdeau din cauza exprimării, din cauza dicției. Cum se pronunță cuvântul, fraza în limba italiană, în limba franceză. Da, da, da. Dumneavoastră cunoașteți foarte bine cum se vorbește la Chișinău. Și practic în România se vorbește o limbă, una, cu toate dialectele care mai sunt, dar o limbă literară. Da, da, da. Chișinău se vorbesc parcă două limbi, una e una, sau se practică două limbi, o limbă scrisă și alta vorbită. Deci se scrie corect, se scrie corect, pentru că se învață la școală, se scrie corect, dar când se vorbește, se vorbește în alt mod. Și prezența în scenă, exprimarea își lasă amprenta asupra interpretării rolului. Și din acest punct de vedere, soliștii dumneavoastră, soliștii din opere din România, au o dicție mai bună decât cei de la Chișinău. Dar, iarăși, în schimb, cei de la Chișinău deseori au o căldură în voce un pic alta decât cei de România. Iarăși, e legat de școală, e legat de metoda de predare, consider eu. Înțeleg. Cine sunt cei mai talentați când vine vorba despre operă? Unde este? În Italia este patria operei? Italia rămâne patria operei. Ea rămâne patria operei. Dar acum e foarte greu de spus cine sunt cei mai talentați. Pentru că atâtea centre de studii sunt, atâtea instituții superioare de învățământ sunt și mult depinde nu atât de unde înveți, dar cine te învață. Pentru că poți să fii în Italia să nu ai profesor. Nu ai profesor bun de canto sau poți să înveți în America, că America nu poate fi țara operii, dar poți avea un profesor bun. Și atunci nu poți să zici că, uite, sunt în America și de aia când bine pentru că sunt în America. Nu. Sunt în America pentru că am găsit un profesor care poate să mă învețe să cânt. Sau fiind în Germania sau în altă țară. E greu de spus. Dar ca gen muzical, sigur că Italia rămâne patria operei. Cât de mult a contat pentru dumneavoastră maestrul? Cel care v-a îndrumat. Pentru mine a contat foarte mult. Foarte mult. Pentru că pe parcursul studiilor mele am avut parte de oameni profesioniști. Începând cu studiile la conservator. Și mai apoi, continuând studiile la Moscova, iar așa, acolo am avut parte de profesorul Ciril Tihonov, care era mare dirijor. Apoi, venind la Chișinău, muncind alături, fiind asistent dirijor, alături de maestru Samoilă, de maestru Mocealov, desigur că asta a și fost școala și școala vieții în teatru și școala activității în teatru. E foarte important acest lucru pentru că la studii, la instituții, mai mult se studiază dirijatul simfonic. Pur simfonic. Și când vii ca și tânăr specialist în operă, înțelegi că este altceva. Este altceva. În afară de orchestră, mai este cor, mai sunt soliști, mai este corpul de balet și trebuie să le știi pe toate.
Trebuie să studiezi foarte mult, să fii în teatru zi și noapte. În teatru, cum zic eu, nu pot, dirijorul nu poate fi turist. Sigur. Așa, în glumă, sigur că la filarmonică e un, ai un pic mai ușor pentru că ți-a pregătit programul, ai avut o săptămână de repetiție, l-ai prezentat și ai plecat. Că la operă trebuie să muncești zi de zi cu fiecare cântăreță parte dacă vrei să obții ceva. Dacă vrei numai să scrii în CV că am dirijat și o operă în activitatea mea la Chișinău sau în altă parte, se poate și așa. Dar nu cred că e bine. În operă trebuie să muncești mai mult pentru că în operă sunt lucruri imprevizibile. Dirijorul la operă deseori depinde de orice. Fiind o repetiție foarte bună, generală, nu ești sigur că va fi un spectacol tot atât de bun. Și invers, fiind o repetiție cu nervi, la repetiția generală, poate fi o minune la spectacol. Pentru că totul e... Se joacă și se cântă odată. Și fiecare om care vine la, care ajunge în scenă, fiecare artist, sigur că vrea să fie bine. Trebuie să fii, eu zic, trebuie să fii mare profesionist să apari în scenă și special să cânti prost. Care este diferența? Fiecare vrea să fie bine. Altceva e. Reușește sau nu reușește. Și atunci dirijorul fiind la pupitru depinde de fraza unui solist, depinde de acțiunile unui figurant, deseori, depinde de s-a stins sau nu lumina într-un moment. Și depinde și de public, dacă intervine publicul cu aplauze când nu este cazul. Și se întâmplă acest lucru deseori, când a terminat aria solistul, chiar dacă mai urmează partitura, publicul aplaudă. Aici e o chestie de acum, fiecare reacționează cum poate sub, în acel moment. Este sub impulsul momentului, nu? Sub emoție. Nu, impulsul momentului, pentru că deseori, dacă se aplaudă tare, dirijorul poate și opri orchestra. Ok. Să se aplaude și mai departe să urmăm. Dar dacă dirijorul nu dorește acest lucru, atunci, indiferent ceea ce se întâmplă, ceea ce se întâmplă în sală, dirijorul continuă să dirigeze, continuă să conducă acest spectacol pentru a nu influența negativ mersul acțiunii. Mm-hmm. Care este diferența dintre a dirija un spectacol de operă și unul de balet? Este dator dirijorul să le stăpânească foarte bine pe ambele? Ori e vorba de specializări? Sigur că dirijorul, dacă vine la operă, dacă la operă, trebuie să le stăpânească pe ambele. Să stăpânească și opera și balet. Dar în practica vieții noastre se întâmplă așa, că totuși o parte de dirijori preferă baletul, să lucreze mai mult cu orchestra, ca și orchestra simfonică, și să dirigeze baletul. Și alții dirijori, chiar dacă pot dirija și baletul, mai mult se axează pe operă. Dar este o glumă așa pentru muzicieni. Zice, care e diferența între dirijorul de operă și de balet? Zice, când se termină opera, toți soliștii fug în toate părțile să nu dea ochii cu dirijorul. Iar când se termină baletul, dirijorii fug să nu dea ochii cu balerinele. Pentru că, da, într-adevăr așa este, deseori dirijorii nu înțeleg starea fizică a artistului de balet. Nu înțeleg starea fizică și atunci apar și se ajunge până la conflict deseori. Că da. Tempoul nu a fost așa, că asta nu a fost așa, eu n-am reușit să fac asta, n-am reușit să fac asta, sau aici a fost prea rar și eu de acum nu mai puteam fizic să rezist tempoul dumneavoastră. Și aceste discuții sunt permanente. Deci, dirijorul, deseori în balet, mai mult depinde
de ceea ce se întâmplă în scenă, în corpul de balet, decât ar fi în operă. În operă el are o posibilitate să își impună prezența, să își impună punctul de vedere mai mult decât ar fi în operă. Este un pic mai independent în acțiune. Clar preferați spectacolele de operă, nu? Așa a fost să fie că în perioada când eram asistent, într-o perioadă scurtă de timp, au plecat din teatru având o vârstă maestru Măcealov, maestru Gavrilo, a plecat în străinătate atunci mai apoi maestru Samoile și trebuia într-o perioadă această scurtă de timp să preiau toate spectacolele ca să nu se piardă, să nu se piardă repertoriul. La balet erau doi dirijori care conduceau aceste spectacole și la operă nu. Și atunci așa a fost să fie, am început să preiau de mers aceste spectacole ca să putem menține repertoriul. Și din an în an așa s-a întâmplat. Ne apropiem și de finalul emisiunii și mă întorc la activitatea curentă a Teatrului Național de Operă și Balet. Care este repertoriul pentru luna viitoare, pentru luna decembrie? Ce program aveți? Pentru luna decembrie, deci după spectacolul care va fi în data de 27 noiembrie, acum Evgeniu Onegin, în data de 5 decembrie vom avea Traviata, mai apoi, data de 9, Madama Butterfly, 12, Carmen, 15, Tosca, 19 decembrie, Rigoletto. Apropo, aceste trei spectacole, Madama Butterfly, Carmen și Tosca, le vom face împreună cu compania de concerte și spectacole Sembla din Marea Britanie. Sau o conlucrare. Și după spectacolul Rigoletto, care va fi dirijat de colegul meu, Andrei Iurchevici, vom începe pregătirea către concertul de Revelion. Și sper să ne revedem cu dumneavoastră în cadrul galei de Revelion, care va avea loc la 30 decembrie. Și cam asta. De ce? O să mă întrebați, dar de ce nu sunt balete în această perioadă de decembrie? Pentru că după spectacolul de ieri, care a fost spectacolul de balet Lacul Lebedelor, trupa se pregătește pentru un mic turneu în Germania. Foarte frumos. Și știu că în cursul unui an sunt câteva turnee la care sunteți prezenți. Și apropo, pentru faptul că ați dirijat în atât de multe țări, în atât de multe instituții, a existat vreodată tentația de a rămâne acolo, nu știu, de a vă stabili în altă parte pentru a vă practica meseria? Vreau să vă zic, să vă deschid o paranteză, să vă spun un lucru așa, sincer. În majoritatea țărilor unde am activat, unde am dirijat, în majoritatea țărilor, am fost împreună cu echipa de creații a Operei Naționale din Chișinău. Deci, dacă am dirijat cu Marea Britanie sau Spania sau Italia, Germania, Olanda, Thailanda, am fost împreună cu colectivul Operei Naționale. Și de acum în alte țări am fost de unul singur. Când era tentație, nu era experiență. Și când a fost experiența? De ce nu a mai existat tentația? Când aveți experiența, deci, dar experiența dirijorului vine cu ani. La început îți pare că știi tot și faci minuni. Nu este așa. Este o specialitate de, să zicem așa, de vârstă. Trebuie să te coci până la 40-50 de ani ca să... Uh-huh. Așa este. Sigur că se întâmplă și cazuri între cazuri. Se întâmplă și depinde și de pregătire, depinde de genialitate, depinde de
unde a învățat tânărul, unde a activat, unde a fost pregătit, dar în linii generale, sigur că cu anii vine experiența și când a apărut experiența, nu a mai fost mare tentație pentru că și politica de cadre în alte țări este cam dificilă, este cam interesantă și am înțeles că și cu această echipă mare a operei din Chișinău se pot face lucruri absolut incredibile, absolut frumoase, care la prima vedere par imposibile, dar până la urmă practica ne-a dovedit. Când am lucrat asupra spectacolului Otello, Macbeth, mai apoi s-a lucrat la Nereasa Țarului, la Dama de Pică, niște opere voluminoase, niște opere mari, cu mari pretenții și colectivul de la Chișinău a făcut față și am înțeles că alte teatre, chiar dacă sunt în străinătate, ar dori să aibă un asemenea colectiv, precum este colectivul artistic de la Opera din Chișinău. Acum, la final, aș vrea să le adresați un mesaj tinerilor, celor care cred că opera este învechită și că lipsește partea aceasta de modernitate. Cât este de contemporană, de actuală opera? Eu consider, în pofida faptului că se vorbește că opera avea dispare, că opera e veche, eu nu cred așa, pentru că opera este același teatru. Teatrul dramatic a trecut peste secole. Opera este un pic mai tânără. Dar comparativ cu teatrul dramatic, la operă se produce același lucru, numai prin muzică. E o operă e un gen foarte interesant, unde se combine toată arta profesionistă. Se îmbină aici muzica, dramaturgia, scenografia, costumul, dansul, totul este într-un singur spectacol. Și iarăși, în operă apare viața. Că este o tematică istorică, sau este una de dragoste, sau este una de comedie, cum a fost actual în secolul 19-20, e așa va fi și actual și în secolul 21 și mai departe. E sigur că se poate îmbrăca și un pic altfel. Și un pic altfel. Eu nu mă refer la operele istorice precum Nabucco, Aida și așa mai departe. Sunt spectacole care anume în această haină publicul vrea să vadă. Vrea să vadă Aida cum a fost atunci. Da. Cum a fost atunci. Vrea să vadă cum a fost Nabucco atunci. Cum este acum, noi vedem pe stradă ce se întâmplă. Noi vedem în fiecare zi. Da. Și atunci sunt spectacole care pot fi într-un fel adaptate. Dar uneori ce se întâmplă, asta ce se întâmplă uneori în spectacole de operă, câteodată pare ridicol. Uh-huh. Se fac diferite experiențe, dar până la urmă, astea sunt spectacole de o zi, două, trei. Spectacole clasice și tradiționale, îmbrăcate în diferite costume, folosind tehnologiile moderne de lumină, pot atrage publicul în fiecare zi și un public foarte larg. Ați deschis un alt subiect pe care mi-ar plăcea să-l aprofundăm, dar poate într-o altă emisiune. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ne-ați acordat această oră. Și, cum spuneam, așteptăm să ne reauzim și revedea aici la BZI Live. Poate veți ajunge și la ea și veți veni fizic în studioul nostru. Cu plăcere. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Și îmi permiteți să mă folosesc de ocazie că suntem în pragul iernii. Și vreau să aduc tuturor telespectatorilor, prietenilor mei, să aduc felicitări cu ocazia sărbătorilor de iarnă, să le doresc Crăciun fericit, să le doresc să treacă peste această nevoie care bântuie deasupra noastră, să ieșim învingători până la urmă dintre această luptă și să avem numai
momente frumoase, să facem lucruri bune. Vă mulțumesc încă o dată. A fost alături de noi la acest moment maestrul dirijor Nicolae Dohotaru, director artistic al Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu din Chișinău. Nu uitați să dați un like și un share acestei postări pentru ca tot ceea ce am discutat să ajungă la cât mai multă lume. Să intrați și pe pagina de Facebook a Operei din Chișinău pentru a verifica programul lunii decembrie. Cine știe, poate reuși să ajungeți la unul dintre spectacole. Și să rămâneți, bineînțeles, în continuare alături de echipa noastră. Ne revedem începând cu ora 13, când în studio va fi prezent șeful Adrian Șipoteanu. Vorbim despre tendințele gastronomiei mondiale. Revenim îndată.